sesiunea aceasta se leagă într-un mod foarte strâns de principiul regulativ și ceea ce a fost expus mai înainte, în sesiunea anterioară. Sesiunea anterioară, dacă nu este înțeleasă, probabil tot ce voi spune eu nu va avea absolut niciun sens. Da? În mod fundamental, felul în care noi am gândit slujba duhovnicească a acestei adunări, în mod fundamental, felul în care au gândit mulți alții înaintea noastră, cu sute de ani înainte, slujbele adunărilor, se bazează pe principiul regulativ, da? Pe ceea ce Scriptura ne prescrie să facem, nu pe ceea ce Biblia omite să ne spună, pentru că nici nu dorea să vadă Dumnezeu lucrurile acelea în adunările noastre. Subiectul este liturghia bisericii. Puteți, dacă nu vă place expresia, pentru că pentru noi are conotații, nuanțe din ortodoxie sau catolicism și așa mai departe, puteți să spuneți slujba duhovnicească a unei biserici, în slujba de închinare a unei biserici, serviciu duhovnicesc, cum vreți să-i spuneți, despre asta vorbim în momentele acestea. Așa cum s-a amintit, o slujba unei adunări presupune patru lucruri, le voi sublinia din nou, pentru că este important să nu facem confuzie între ele. Este foarte important să nu facem confuzie între ele. Cum s-a spus deja, dacă eu vin și spun, și vreau să încep cu acest exemplu, dacă eu vin și spun, în Scriptură nu ne spune dacă să stăm pe bănci sau pe scaune, înseamnă că noi putem să facem teatru în biserică. Ai făcut o confuzie între două categorii. Între conținutul sau elementele închinării, da? Și circumstanțele închinării. Să te închini într-o catacombă sau pe stradă sau pe câmp sau într-o pădure sau pe scaun într-o adunare ține de circumstanță, însă să joci teatru în pădure, în catacombă sau în biserică ține de un element care constituie conținutul închinării, da? Și mulți oameni jonglează cu tipul ăsta de retorică pentru a spune, da, dar nici voi nu faceți toate lucrurile după cum scrie Biblia, pentru că în Biblie nu scrie să vă puneți hainele pe scaune. Nici nu spune să le puneți în cuier, nici nu spune să stați cu picioarele pe ele. E absurd. Aia ține de niște circumstanțele închinării, da? Care nu are de-a face cu actul închinării, cu elementele închinării sau conținutul închinării. Da? Așadar, într-o slujbă a adunării, o slujbă a adunării presupune patru lucruri. Conținutul acelei slujbe, iar eu voi argumenta că conținutul întregii slujbe a unei adunări trebuie să fie Evanghelia. Nimic altceva. În al doilea rând avem structura. O structură a slujbei noastre. Știm conținutul, Evanghelia. Avem și o structură, da? O structură a acestei liturghii sau slujbe. Iar eu voi argumenta din nou că structura este exact Evanghelia. Cum se derulează metanarațiunea Scripturii. Sau povestea Scripturii trebuie arătată într-o liturghie. Și vom vedea felul în care noi ca adunării vrem să arătăm chiar cum a început Evanghelia și cum se derulează Evanghelia. Autoritatea Dumnezeu, punctul 2, căderea omului în păcat, punctul 3, jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, punctul 4, noi primim lucrul acesta, răspundem cu mulțumire, punctul 5, promisiunile evanghelice arătate în cuvântul lui Dumnezeu și cum trăim noi după ce am fost mântuiți. Lucrul ăsta noi îl arătăm în structura slujbelor noastre, nu doar în conținut, în felul în care este rânduită slujba, da? Deci avem conținut, avem structură, avem componentele închinării, da? Cântare, rugăciune, cuvânt, n-avem teatru, dans. Și avem circunstanțele închinării despre care am discutat, ele pot fluctua, pot fi diferite, pot fi diverse, dar trebuie și ele rânduite după cuvântul lui Dumnezeu. Care este principiul esențial? Și aici trebuie să înțelegeți. Principiul esențial, pe lângă faptul că e principiul regulativ, principiul esențial pentru noi în închinare este Evanghelia. Adică noi deschidem Sfânta Scriptură de la Geneza la Apocalipsa și vedem o metanarațiune. Vedem pădurea din ansamblu. Noi uităm doar la copaci, vedem pădurea din ansamblu. Ne dăm în spate și ne întrebăm ce a vrut Dumnezeu, de ce a rânduit Dumnezeu ca Biblia să fie scrisă în ordinea asta. Și noi înțelegem de la bun început că se stabilește autoritatea lui Dumnezeu, așa începe Scriptura, cu autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu creatorul, Dumnezeu legiuitorul, Dumnezeu stăpânul, Dumnezeu proprietarul tuturor lucrurilor. Și imediat după aceea ce vedem? Omul care a căzut în păcat. Și imediat după aceea ce vedem? Dumnezeu care inițiază planul răscumpărării, care îmbracă pe acești oameni tipologic cu neprihănirea, da? Domnului Iisus Hristos, tipologic prin animalele acelea pe care le-a sacrificat. Și tot așa mergem pe pagine Sfinte Scripturi și ajungem la escatologie, ajungem la lumea viitoare, ajungem la finalitatea tuturor lucrurilor în care noi suntem prezenți în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie, în bucurie și fericire eternă. Da? Este o istorie. Lucrurile nu s-au aruncate pur și simplu în Biblie. Este o istorie care decurge într-un anume sens, într-o anumită
ordine. Iar închinarea și liturgia noastră reprezintă atât modul cât și structura în care Dumnezeu a revelat Evanghelia în Biblie. Noi ne uităm care e structura. Creație, cădere, răscumpărare, primirea acestei răscumpărări și așa mai departe. Așa vrem și noi să avem liturgia. Liturgia noastră să reprezinte felul, nu doar ce a revelat Dumnezeu în cuvânt, ci și felul în care a revelat. Dumnezeu putea să înceapă direct cu căderea în păcat a omului și să explice după aia creația, corect? Dar el n-a vrut să facă așa. El a vrut întâi să ne spună creația. Și există un motiv pentru care a făcut lucrul ăsta. Dumnezeu putea să înceapă din prima, știind că noi toți suntem păcătoși, să înceapă din prima cu jertfa Domnului Iisus. Nu a vrut să înceapă așa. A vrut să înceapă în felul în care a început și a decurs, a revelat lucrurile în felul acela, nu la întâmplare. Să nu credem că Dumnezeu s-a gândit, ce le-ar mai trebui la ăștia? Mă, ăștia n-au înțeles un lucru. Hai să mai revelez ceva. Nu. Dumnezeu, ordinea în care a revelat lucrurile, modul în care a revelat lucrurile, structura folosită în revelarea acelor lucruri, este stabilită de Dumnezeu cu un motiv, și anume ca să ne prezinte Evanghelia. Dacă noi în liturghiile noastre sau în slujbele noastre omitem ceva din această metanarațiune, această poveste largă, da? Dacă omitem ceva din Evanghelie, noi distorsionăm atât mărturia noastră ca și biserică, chiar în momentul în care spunem că ne închinăm, noi distorsionăm Evanghelia. Prin faptul că omitem elemente esențiale din Evanghelie, da? Distorsionăm mărturia noastră și distorsionăm și închinarea noastră. Dacă Dumnezeu mi-a dat Biblia în forma asta, înseamnă că așa a vrut să o înțeleg. Așa a vrut să o proclam, așa a vrut să ne închinăm. În felul acesta în care El a revelat-o, asta stă la baza slujbelor noastre. Am citit de Brian Chappell din cartea pe care fratele Mihai mi-a dăruit-o ieri de ziua mea. Eu oricum primesc cadou și după aceea tot timpul anului. Tot timpul anului este o zi pe care mi-o dă Dumnezeu. Le consider zilele Dumnezeu și ale mele, deci sunteți liberi. Și el avea un citat superb în care spune așa. Predicarea reprezintă Evanghelia prin cuvânt. Rânduiele, adică cina Domnului și botezul, reprezintă Evanghelia în simbol. Iar liturgia sau slujba duhovnicească reprezintă Evanghelia în structură. Felul în care structurăm în liturgia arată tot Evanghelia. Totul este despre Evanghelie. Fii foarte clar, totul este despre Hristos. Slujbele, liturgia, chiar structura slujbelor noastre, fiecare punct în modul în care se derulează arată ceva spre Hristos. Nu e despre noi. De asta nu discutăm despre preferințele noastre, că tu ai venit din Ciurii Burii sau nu știu de unde ai venit tu, dar noi dintotdeauna am făcut așa. Nu ne interesează. Poate ți se pare lipsit de dragoste, nu ne interesează. Pur și simplu nu ne interesează. Aceasta este rânduiala pe care noi aplicăm în biserică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu avem acest tip de liturgie, noi înțelegem că ne lipsim de aspecte esențiale din Evanghelie. Pentru noi este un lucru serios chiar și structura. Este un lucru foarte serios chiar și structura. Al doilea principiu pe care îl subliniez, nu doar că trebuie să fie Evanghelia în structură, în conținut și în absolut orice, ci și principiul regulativ despre care s-a vorbit. Eu nu vreau să mai spun prea multe despre aspectul acesta, pentru că cred că a fost trasată foarte clar. Este cel mai logic să facem în adunare doar ceea ce ne poruncește Dumnezeu. Mi se pare de bun simț. E adunarea lui Dumnezeu, facem ce ne poruncește Dumnezeu. Dacă ar fi să facem lucruri care nu sunt scrise, în fiecare generație lucrurile s-ar schimba. Dar nu în fiecare generație, în aceeași generație, în fiecare săptămână s-ar putea schimba lucrurile. Pentru că Biblia nu vorbește despre o grămadă de lucruri. Eu am încercat să fiu extrem cu unii, dar lucrurile astea chiar se practică în unele așa zise adunări de care sinagogia ale satanei. Ce ar fi ca să fim așa puțin mai high în închinare, că unii ori venim plictisiți, ne-am culcat târziu, ne-am uitat la filme sau cine știe ce lucruri am făcut noi, vine așa cam obosit, se spunea la tine să tragem puțin pe nas. Nu râdeți că se întâmplă asta în unele așa zise biserici. Da? Ca să ne simțim puțin bine. Să ne revenim puțin. Că poate nu ne revenim cu Red Bull sau cu cafea. Biblia nu ne spune să nu consumăm moderat anumite substanțe. Nu spune să nu consumăm moderat. Da? Frate, asta e extremă. Nu e extremă. Nu e extremă ce faci și tu. Cum eu fac lucrul ăsta fără să fie poruncit în cuvânt, la fel faci tu lucrul ăla fără să fie poruncit deloc în cuvânt. Apostolul Pavel nu-i trecea prin cap că tot să vrei să faci teatru în biserică. Nu i-a trecut niciodată prin cap. Și el a fost inspirat de Duhul Sfânt. Sunt sigur că mult mai inspirat decât tine. Sunt 100% sigur de lucrul ăla. Nu i-a trecut prin cap lucrul ăla. Nu i-a trecut prin cap că vrei să bagi bradul în sub banvon sau în baptisier. Nu i-a trecut prin cap lucrul ăsta. Să fii sigur de lucrul ăsta. Chestie o practică păgână, da? Dacă nu mergi după principiul regulativ, oricine poate inventa orice. Ce argument ai tu? Păi, mie mi se pare jenantă însăși discuția dintre bisericile tradiționale și bisericile contemporane carismatice. Noi nu suntem ca bisericile carismatice care am băgat în biserică nu știu ce.
Păi voi de unde ați băgat corul? De unde ați băgat fanfara? De unde ați băgat toate orchestrele de toate tipurile? De unde ați băgat închinarea tuturor categoriilor de copii? De unde ați băgat din Biblie? Nu? A, că vouă vi se pară astea mai decente? Asta este cu totul altceva. Că sunt răspândite, acceptate cultural, asta este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Dar discutăm despre chestii culturale, nu biblice, să fie foarte clar. A, că alții au importat cultura americană. Despre asta să discutăm. Că unii sunt cu cultura americană și unii cu cultura românească. Despre asta e vorba. Nu e vorba despre scriptură nici într-un caz, nici în altul. Să fie foarte clar despre ce discutăm. Da? Este important să rămânem la acest principiu regulativ. Eu nu cred că biserica primară și credincioșii din biserica primară erau cunoscuți pentru inventivitatea lor. Cât de relevanți reușeau să fie pentru Roma și lumea grecească. Și Pavel cum și-a ales 12 ucenici ca să facă teatru. Grecii iubeau teatru. Și să le arate drumul crucii, să le arate practic, vizual, cum a murit Domnul Iisus Hristos. Ne-am trezit noi după 2000 de ani. Băi, nu știu ăștia, aveau metodă culturală acolo în care erau relevanți 100%. Da, evrei au dansat dintotdeauna, au iubit dansul. Domnul Iisus putea să-și ia 12 dansatori și să cânte Evanghelia în timpul ăsta. Care e problema? De ce rădi se întâmplă lucrul ăsta? Unii te întreabă senin în față, așa, cu o față tâmpă. Dar ce ai greșit să dansezi în biserică? Unii te întreabă, noi râdem, dar unii chiar întreabă serios lucrul ăsta pentru că ei vor și chiar fac mulți dintre ei lucrurile acestea. Când te depărtezi de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine decât noi cum este închinarea plăcută lui. De asta rămâne la principiul regulativ. Noi credem că suntem limitați, că avem tendințe păcătoase, chiar născuți din nou. Și credem că Dumnezeu este mai înțelept și Dumnezeu care a cunoscut toate culturile, toate timpurile, a revelat în cuvântul lui modul în care noi să ne închinăm lui Dumnezeu. Mie îmi place, până la urma urmei, modul în care Dumnezeu, și ar trebui să predice mai mult aceste pasaje, modul în care Dumnezeu omoră la proprii oameni. Eu nu știu ce intenție a avut Uza când el a întins mâna spre carul ăla, spre chivot. Nu știu ce intenție. Dacă a fost bune, dacă a fost rele, putem discuta pe textul biblic în funcție de cum interpretăm. Dumnezeu a poruncit și modul în care să care lada aceea. I-a poruncit cum să o care. Domnule, eu așa vreau să o care. Dar ce e greșit să o țin așa? Bă, eu așa ți-am poruncit să o care. Eu vreau să ajut pe Dumnezeu. Nu am nevoie de ajutorul tău. Doamne, nu, uite, rapid am pus mâna, am protejat. Nu. Și spunea, cred că Elsie Sproul, mizeria și noroiul în care cădea chivotul Domnului era mai curat și mai sfânt decât mâna lui Uza. De asta Dumnezeu l-a trăsnit. Să nu încercăm să ne băgăm noi degetele și mâinile în închinare. Pentru că suntem orice altceva după ceea ce înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu decât biserică biblică. Vreau să subliniez pentru introducere câteva principii pe care le folosim și după aceea ne vom uita la structura unei liturghii sau unei slujbe reformate, biblice, cred eu. Câteva principii. În primul rând, orice parte a închinării, trebuie să fie adevărată. Ca să fie adevărată, trebuie să fie biblică. Da? Ne închinăm în duh și în adevăr, dar nu zice fiecare are adevărul lui. Nu completează Domnul Iisus cu o notă de subsol. Știți ce? Voi o să ajungeți foarte evoluați și fiecare cu adevărul lui, nu? Frate, eu așa, ăsta e adevărul meu, ăla e adevărul tău. Nu zice așa. Duhul Sfânt va călăuzi tot adevărul lui. Tu poți să rămâi cu adevărul tău și să faci ce vrei cu ele acasă la tine. În adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne călăuzește în adevărul lui. Orice parte din slujba noastră trebuie să fie adevărată. Asta înseamnă că trebuie să fie biblică. Asta înseamnă că există o prioritate a cuvântului Dumnezeu în tot. În absolut tot. Eu nu găsesc niciun rost să stau să ascult 20 minute sau 5 minute o fanfară sau o orchestră în care nu aud nimic. Nu, eu aud că ea cântă acolo. Nu găsesc sens. Deci nu găsesc sensul, da? Plus că atunci când bate la tobă, fiul meu sare până în sus de speriat. Asta ar fi un argument în plus pentru care nu iubesc lucrul acesta, da? S-a menționat deja Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, o să locuiască din belșug în voi, da? În toată înțelepciunea. Care e următorul verset? Deci întâi cuvântul care locuiește din belșug, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări. Unii zic, domnule, cântarea trebuie să te ducă pe valul închinării, cumva să ne decuplăm mintea, un fel de hipnoză din asta forțată, ca să simt pe Dumnezeu. Nu știți voi toate pozițiile cu mâine și așa mai departe. Nu asta spune Scriptura. Cuvântul locuiește din belșug și noi prin cântare ce facem? Ne învățăm unii pe alții și ne sfătuim chiar și prin cântare. Nu-i ajutăm pe frat să intre în închinare ca atunci când a ajuns la cuvânt și eu trebuie să îl fac să gândească cerebral, el decupla complet, e hipnotizat, se uită tâmp la mine și nu știe despre ce vorbesc. Bă, când termină asta? Că nu-i nimic interesat în ce spune el. Nimic absolut. Nu, locuiește cuvântul din belșug în noi și doar în aceea în care locuiește cuvântul din belșug,
Doar în aceea se poate găsi o închinare după voia lui Dumnezeu. Ei se învață, se sfătuiesc cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Da? Orice parte a închinării este umplută de cuvântul lui Dumnezeu. Doi, doar închinarea bazată pe cuvânt are puterea și scopul de a zidi sufletește. Doar închinarea bazată pe cuvânt are scopul precis și puterea ca să zidească sufletește. Pavel spune în Corinteni, capitolul 14, dacă unul are o cântare, o îndemnare, o sfătuire, o încurajare, toate se facă spre zidire sufletească. De ce se fac spre zidire sufletească? Că prin descoperirea aceea, prin cântarea aceea, prin încurajarea aceea, se transmite cuvântul lui Dumnezeu, numai cuvântul lui Dumnezeu. Cât de nebun trebuie să fiu să cred că poate zidi sufletește pe cineva altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce iasă din gura lui Dumnezeu, respirația lui Dumnezeu. Cum pot să cred că eu pot să dau viață unui om prin altceva decât prin cuvântul lui Dumnezeu? Este absurd la propriu. Doar asta zidește, sufletește, de asta folosim și credem că trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. 3. Centrul închinării este Dumnezeu. Eu nu mă duc la adunare sau la închinare ca să văd ce o să se cânte. Eu nici nu mă gândesc la asta. Eu nu o să mă gândesc la ce o să se cânte. Eu am deschis buletinul și îmi focalizez, îmi forțez toată personalitatea să se îndrepte spre Dumnezeu, să vadă pe Dumnezeu. Asta fac în închinare. Că centrul închinării nu sunt eu. Ia o ieșit asta, băi, ce fustă are, ce ciorap și-o luat, ce are decolteu cam mare, are lănțucul nu știu cum, părul nu știu cum. Eu nici nu spus în situația asta. Și nici măcar nu spus în situația asta. Că nu ne interesează. Pentru că noi toți împreună suntem focalizați pe o singură persoană. Și aia nu este fratele Sorin. Acum nu știu cât ar dori să stea să-l analizeze. Da, domnule, uite ce mărime. Nu, el vine aici decent, în față, ne spune ce cântare cântăm și noi împreună cu el ne unim în închinare toți către Dumnezeu, că centrul nu este un om. De asta nu spune, ai încă cineva, mai vrea cineva să slujească, să se italeze în fața noastră. Nu, nimeni nu vrea. Sau dacă vrea, noi nu vrem, așa că e rezolvată problema, da? Este rezolvată foarte simplu problema. Al patrulea principiu, închinarea este o pregustare a binecuvântărilor cerului. Ce o să facem o veșnicie? Eu când mă gândeam, când eram prunc, mi-aduc aminte, adolescent, mă gândeam, ce o să facem în cer? Mi se părea foarte plictisitor. Când auzeam cântările de la noi, nu le bajocoresc acum. Erau niște frați care dacă vroiai să aduci un rit contemporan, n-aveai nicio șansă. Pe calea îngustă e luptă. Da? N-aveai nicio șansă. Deci orice ritm știai tu, n-aveai nicio șansă. Frații cântau tare, ăsta era ritmul baptist la vremea respectivă. Și pentru mine cerul era o oroare. Mi-aș fi dorit să fiu acolo decât să fiu un iad, dar cumva să nu fiu pe unde scorurile, pe unde cântare, așa mai departe. Sincer răspund, chiar procesam serios lucrul ăsta și îl țin minte. Închinarea, dacă te uiți în împărăția lui Dumnezeu, toți oamenii care se închină se bucură. Toți oamenii care se închină și contemplă frumusețea lui Dumnezeu, cad înaintea lui Dumnezeu de bucurie, dau glorie lui Dumnezeu. Este fericire acolo, este bucurie acolo. Când biserica se închină, biserica într-un fel pregustă. Pregustă, vom vedea un episod din Luca unde toate oștirile cerești laudă pe Dumnezeu și după aceea păstorii, când văd că ce s-a spus acolo în proclamația aceea este adevărat, pleacă și ei lăudând împreună pe Dumnezeu. Nu făcea niciun păstor să o lua, apropo, dar vom vedea lucrul ăsta. 5. Închinarea presupune caracter. Presupune caracter. Pentru că va trebui să faci același lucru cu oameni care sunt foarte diferiți de tine. Noi suntem foarte diferiți aici. Suntem 30 de ani, dar unde sunt 100? Sau 200? Sau 1000? Sau 2000? Trebuie să ai caracter cu oameni foarte diferiți de tine să faci același lucru. Dar închinarea asta este. Ne focalizăm toți, nu s-o asupra diferențelor dintre noi? Dacă mine ar fi cel mai mare miliardar, dacă ar fi președintele Iohannis, da? Dacă ar sta lângă mine și el trebuie să laude pe Dumnezeu împreună cu mine. Da? Dacă nu-i născut din nou, trebuie să comunicăm lucrul ăsta că Dumnezeu nu primește închinarea păgânilor. 6. Închinarea este și o formă de proclamare și de protejare a Evangheliei. Dacă închinarea noastră conține cuvântul lui Dumnezeu, ăsta este felul în care biserica contribuie la protejarea. Ea apără Evanghelia cântând Evanghelia. El poate să predice predicatorul ce erezie vrea el. Când se roagă frații și surorile, ei se roagă și recunosc jertfa Domnului Iisus Hristos care aduce mântuire, mântuirea numai prin credință, numai prin Hristos. Și predicatorul să spună ce vrea el. Și după aceea, a doua oară nu mai are șansă să se ridice la învânt. Da? Biserica protejează Evanghelia prin toate elementele închinării ei. Prin toate elementele închinării. 7. Închinarea este un răspuns față de cine este și ce a făcut Dumnezeu. Doamne, te invităm în mijlocul nostru.
blasfemie, nu-L invit pe Dumnezeu tu nicăieri. Dumnezeu te invită la închinare. Veniți să lăudăm pe Domnul. Astea sunt texte inspirate, o grămadă dintre ele. Închinarea este un răspuns. Asta e esența închinării. Noi răspundem, Dumnezeu a făcut ceva față de noi, de asta venim să ne închinăm. Nu să performăm ceva înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne primească. El ne-a binecuvântat din veșnicie. El ne-a binecuvântat în fiecare zi. Iar noi după o săptămână de binecuvântare, în ciuda tristerilor, încercărilor, necazurilor, venim să-L adorăm pe Dumnezeu ăsta care ne-a făcut atât de mult bine. Noi răspundem în închinare. Nu inițiem, nu-i demonstrăm nimic lui Dumnezeu, nu câștigăm nimic înaintea lui Dumnezeu prin închinarea noastră. Închinarea, în al optulea rând, necesită o contemplare a lui Dumnezeu revelat în Scripturi. Da? Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, vedem cine este Dumnezeu și văzând pe cine este Dumnezeu, noi suntem transformați în închinare, dar suntem transformați numai pentru că e cuvântul acolo. Și suntem transformați numai că prin cuvânt este revelat Dumnezeu. Și noi privim toți prin închinare, cu fața descoperită, slava Domnului, când, vă spun sincer, când se roagă câte o soră sau câte un frate câteodată, parcă îl văd pe Dumnezeu. Mi se descoperă atributele lui Dumnezeu când aud ce spun. Și sunt copleșit de unele cuvinte pe care le aud. Și atunci puterea Duhului Sfânt lucrează în ființa mea ca să fiu transformat conform cu lucrurile care au fost prezentate despre Dumnezeu. Toată închinarea trebuie să fie despre Dumnezeu. Așa se transformă adunarea. Așa privim cu fața descoperită prin cuvântul care e prezent și în rugăciune, și în cântare, și în predicare. Și suntem transformați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Nouă, închinarea trebuie să aibă o unitate ideatică. Vom vedea imediat felul în care noi am gândit după cuvântul lui Dumnezeu închinarea. Nu este să fie un ghiveș de solo-uri cu conținut divers. Să fie cât mai multă diversitate, să vadă diversitatea din trupul lui Hristos. Nu trebuie să... Pentru noi închinarea este o călătorie. Pornim dintr-un loc și vrem să ajungem în alt loc. Și tot ce se face are o ordine, are un rost, are o idee. Nu-i aruncat totul acolo. Aiurea, nevastă mea niciodată nu pune oala pe foc, pune apă, închide ochii, se duce la frigider și începe să arunce pe spate. Ba, nimeni, da. Vedem ce ești acolo pe 50 de minute. Nu ia, gândește totul. Trebuie să pună în cantitate diferită fiecare lucru, da? Ea știe ce face acolo. De ce credem cu noi când venim în închinare? Mai este cineva aici care vrea să arunce ceva iurea în adunare? Da, mai este o soră, bă, aș vrea și eu să spun ceva. N-am fost pregătită, dar o dau așa live. Nu există așa ceva. Trebuie să existe o ordine, o călătorie spirituală. Fiecare act de închinare este o călătorie spirituală a adunării. Pornim dintr-un loc și noi știm unde vrem să ajungem. Vrem să plecăm din adunare cu gândul escatologic, cu gândul la revenirea Domnului Iisus Hristos. Până ne vom întâlni data viitoare, s-ar putea să ne întâlnim direct cu Domnul. Și vrem să plecăm cu un gând bun de aici. Da? Cu un gând bun de aici, duhovnicesc. 10. Închinarea bisericii este congregațională. Ăsta e modelul apostolic, modelul moștenit de la evrei. Asta reprezintă cel mai bine unitatea Duhului în Hristos, modelul care protejează biserica. Ăsta ar fi pentru mine un motiv suficient să fie închinare congregațională. Este atâta isterie și exhibiționism care nu poate fi stârpit decât păstrând legătura păcii prin unitatea Duhului Sfânt în adunare. Ăsta e singurul mod în care stârpești. Ai rezolvat toate problemele. Nu trebuie să mai discuți de mărimea fustei, că au avut decolteu, că au avut batic, cât de mare au fost, cum nu au fost. Stai în banca ta, soră, la noi cântă toată adunarea. Nu mai avem niciun fel de problemă. Voi nu aveți probleme în astea? Nu avem. Nu avem. Și nu trebuie... Eu am participat, vă spun, la niște scene la propriu grotești, unde piedestalul de pe care dirija sora, dacă era soră, Dumnezeu știe, era așa undeva sus, partea fraților, partea surorilor, ea s-a ridicat acolo sus cu ceva care plesnea pe ea. De la un moment dat mă gândeam, ferească Dumnezeu să plesnească ceva, când ne facem de tătă milă aici. Și mai ești, și unii și vor să filmeze tot. Și rugăciunea, și când frații dorm, vor să filmeze tot. Și dă camera pe el să vadă. Nu înțeleg pentru ce e exhibiționismul ăsta, dar în fine. Și stai acolo și toți frații, aleluia, slavă ție, Doamne, te întreb la ce spun aleluia. La propriu, deci niște scene la propriu grotești, lucrurile astea dispar. Pentru că, nu pentru că noi zicem, decât să fie așa, scoatem tot. Nu. Decât să fie așa, mai bine aplicăm Biblia. Da? Aplicăm un principiu biblic. Da? Aplicăm un principiu biblic. 11. Doar credincioși și maturi pot conduce închinarea. Oricât de mult mi-aș iubi copiii mei, până el nu face o mărturie credibilă, el s-ar putea să fie născut din nou acum, eu nu știu. Până el nu face o mărturie credibilă de credință, până nu poate să intre în modul corect în această adunare, până el nu poate să-și ia responsabilități pe care le-au toți membrii adunării și privilegii pe care le-au toți membrii adunării, el nu va putea să conducă închinarea în această adunare. Pentru copiii mei, închinarea are lor rol pedagogic și evanghelistic. Asta le spunem. Tu încă nu ești. Dar uite, spunem
ca să se întâmple în viața ta, da? Ăsta e rolul închinării pentru copiii noștri. Cineva m-a întrebat, dar pot tinerii necredincioși care au avut la vârstă nu s-au botezat? Domnule, problema nu e că s-au botezat, problema e că ne-a născut din nou. Ce nebunie să crezi tu că poți să pui un necredincios să se închine în mijlocul adunării sfinților și închinarea lui să fie primită de Dumnezeu? E absurd, Dumnezeu nu primește închinarea păgânilor. Deci tu nu vrei să te împaci cu Dumnezeu, dar vrei să te închini. E absurd, e o prostie la propriu, e o nebunie, o absurditate de orice natură. De orice natură. Și îl mai pui pe ăla să conducă închinarea. El ne conduce în închinare, auzi? El ne conduce pe noi închinare. Vine un necredincios, vine un preot filistean și spune: eu vă duc azi în prezența lui Dumnezeu, poporul Israel. Absurd! Este absurd, Dumnezeu nu permite așa ceva. Da? 12. Principiul prezenței copiilor în închinare. Copiii noștri sunt cu noi la închinare. Eu vreau ca copiii mei să-l vadă pe fratele Mihai, pe toți cum se roagă, cum cântă, nu când ajung la 18 ani și vin de la grupe. Păi eu nu am nimerit aici. Asta e biserică. Facem altă biserică. Deci absurd, ce e aici? Ăștia sunt înapoi, ăștia... Rămașă, nu, mă, cu totul, frate. Nu, el mă vede cum mă rog acasă. Eu îi citesc acasă din Scriptura, aia e prima adunare a noastră. Acolo e pregătirea. El când vine aici, el știe 40 minute, 50 minute, copilul meu la un an și ceva, nu-i niciun fel de laudă, toți puteți face lucrul ăsta cu ei. Stătea țapă în 50 minute la rugăciune. Nu știu ce înțelegea, dacă înțelegea, nici nu mă interesa. El trebuie să-și formeze un reflex. El știe că când a ajuns în adunare, trebuie să tac și să ascult. Am încheiat discuția. Ăsta e reflexul pe care el trebuie să-l formeze. Ăsta e locul lui în închinare, el trebuie să fie în închinare. Am văzut în Republica Moldova, într-o adunare, mi s-a părut deosebit de frumos, era organizat în așa fel, familiile stăteau împreună. Tata, mama și copiii, împreună, la aceleași rânduri. Deosebit de frumos. Au înțeles importanța prezenței familiilor la închinare. Pe mine nu mă deranjează niciun copil. E absurd, nu mă deranjează niciun copil în închinare. Deci eu știu că un copil strigă, că un copil plânge. Nu-i ceva ieșit din comun ca un copil să plângă, nu? V-a plâns un copil. Serios? N-ai mai auzit cum plânge un copil? Sau ce? Da, în fine. Rolul instrumentelor în închinare este secundar. Pot să fie instrumente în închinare, dar rolul lor este secundar, s-a explicat care are rolul. Da? Și 14. Închinarea este profund trinitariană. Liturghia noastră este trinitariană. Te trezești că ai membri în adunare care nu știu cine este Dumnezeu. Nu știu esența despre Dumnezeu. Ce să fie mântuit? Ei nu știu cine este Dumnezeu. Cum începem noi? Noi începem adorându-L pe Dumnezeu Tatăl, continuăm să ne mărturisim păcatele pentru că Duhul Sfânt ne convinge să facem lucrul acesta și apoi mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru jertfa pe care ne-a dat-o, da? Când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, citim cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt înainte de predicarea cuvântului lui Dumnezeu, da? Și în cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile trebuie să convergă în persoana Domnului Iisus Hristos. Închinarea, toată liturghia este trinitariană. Este despre Dumnezeu, nu despre mine sau despre altcineva. Compoziția slujbelor, pe scurt, unii oameni zic Biblia nu ne spune nimic despre ce să facem în adunare. Că nu există texte biblice. Și am auzit lucrurile astea spuse de oameni înțelepți, nu de niște noviși sau niște oameni care nu cunosc cuvântul. Biblia ne lasă câteva elemente, niște lucruri care trebuie să fie în închinare. 1. Biserica trebuie să asculte predicarea cuvântului. Da? Sunt multe pasaje. Sunt foarte multe pasaje unde se poruncește proclamarea cuvântului Dumnezeu. Biserica trebuie să asculte lucrul ăsta. Ei stăruia un învățător apostolilor, da? 2. Biserica citește public cuvântul. Până voi veni, ia seama bine la citire și acolo se referă la citirea publică. Am găsit chiar și traducerea la citirea publică a cuvântului. Pavel vorbește lui Timotei în prima epistolă de cum să se poarte în casa lui Dumnezeu. Deci ia seama bine la citire. Eu cred că Biblia trebuie citită cu tonalitatea corectă. Trebuie să te uiți la pasajul ăla. Ce pasaj am de citit astăzi? Cine citește pasajul? Trebuie să-l citești cu tonul corect. Dacă este un pasaj de încurajare, nu striga la frază. Da, e un pasaj de încurajare. Trebuie să simți tonul, trebuie să vezi contextul textului, să vezi despre ce e vorba, da? Trebuie să știi unde să pui pauză, să vezi unde e virgulă, unde e punct. Nu turui textul că am venit la rând a citi textul, da? Biserica citește public cuvântul. Ia seama bine la citire, dar aminte la predicare. 3. Biserica se roagă împreună constant, ei stăruia un învățător apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 4. Biserica se împărtășește la cina Domnului. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. 5. Biserica primește noi convertiți care se botează. Au primit propovăduirea, la numărul ucenicilor au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. 6. Biserica laudă pe Dumnezeu prin cântare. Coloseni 3:16, l-am citit deja. 7. Biserica se închină prin dărnicie.
I-au zis, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum a rânduit bisericilor Galatei, în toate bisericile. El stabilește aceeași rânduială. În ziua din 3-a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și acum ajungem la a explica felul în care noi am gândit sub călăuzirea Duhului Sfânt, după cuvântul lui Dumnezeu, după tradiție să fie structura slujbelor noastre, structura închinării noastre. Cum am spus deja, noi credem că atât compoziția, conținutul, structura și ordinea elementelor din slujbele noastre sunt prezentate în Sfânta Scriptură. Prezentate în Sfânta Scriptură. Primul lucru pe care noi îl facem este chemarea la închinare. Chemarea la închinare. Asta este primul lucru. Așa începe la noi. Este o chemare la închinare. Frate Mihai se supără dacă frate nu-ți chemați la închinare. Cum am putea să chemăm la închinare? Cum am putea să chemăm la închinare? Asta trebuie să înțelegi un lucru foarte important. Chemarea la închinare este chemarea cuvântului lui Dumnezeu. Chemarea la închinare nu este o opțiune pe care ne-o dă Dumnezeu. De asta noi te sunăm dacă nu vii la adunare duminică. Pentru că Biblia spune, veniți să cântăm cu veselie Domnului. Tu n-ai venit să cânți. Unde ești? Păi m-am dus să văd niște mașini. Serios? Azi nu trebuie să duci să vezi mașini. O să fac cumpărături. Puteți să faci cumpărături toată săptămâna. Să strigăm de bucurie că trebuie să stăm ca mântuirea noastră. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorul nostru. Sunt câteva chemări la închinare. Acum, sunt două opțiuni. Să faci o chemare la închinare din asta improvizată de tine. Fraților, cum sunteți? Da, poate unii sunteți mai obosiți. Hai să dăm mâinile unii cu alții, să ne zâmbim, să ne spunem o vorbă bună. Știi, și ei încearcă, dă mâna cu cărămida și încearcă să-i spună o vorbă bună, da? Sau ai putea, de la primul moment în care s-a făcut liniște în adunare și cineva vorbește, de la primul moment oamenii să înțeleagă că ei sunt chemați la închinare nu de fratele păstor, nu de fratele care conduce închinarea, ci de însuși Dumnezeu. Aia este o poruncă și un decret divin. Așa că voi citi un text inspirat din Scriptură și voi porunci poporului să vină la închinare. Pregătiți-vă 3 zile și ne strângem. Nu le-a spus, bă, vedeți, care vreți să veniți? Care nu vreți? Nu exista opțiunea asta. Toți, mic, mare, toți la închinare. Nu se discută. Toți în ascultare la cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea la închinare este un decret divin. Ceva care vine de la Dumnezeu. Chemarea la închinare este importantă și noi o folosim și punem accent pe ea pentru că ea stabilește agenda slujbei. Ce spune? Veniți să ne închinăm? Domnule, deci ai înțeles că nu-i de fițele tale, de soul-urile tale, de poveștile tale, despre cine este aici? De la bun început când spun veniți să ne închinăm Domnului, stabilesc agenda. Factorul central în închinarea noastră, nu știu cum în adunările voastre, factorul central în închinarea noastră este Dumnezeu. Vă spun, este pentru mine și aberant și blasfemiator să spunem că îl chemăm pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Că îl invităm. Doamne, te invităm la închinare. Serios? El ți-a poruncit să vii la închinare. Deci nu ți-a dat o invitație, nu te-a sfătuit să vii la închinare. El ți-a poruncit prin decret divin, vino la închinare, veniți să facem lucrul acesta. Tot pământul, spune la un moment dat, are obligația să se închine, să-l onoreze, să-l respecte, să vină cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Asta este un decret divin. Asta este o invitație pe care o dau lui Dumnezeu. E absurd, cine este să-l chem pe Dumnezeu la închinare? Da, vine în mijlocul nostru. Nu, El ne-a format ca și congregație. El cu puterea lui creatoare, regeneratoare, El ne-a făcut să fim ceea ce suntem. Nu-L chemăm pe Dumnezeu nicăieri, să fie foarte clar, da? Chemarea aceasta ne arată și ceva despre mântuirea noastră, că Dumnezeu inițiază întotdeauna toate lucrurile. El inițiază nu doar mântuirea noastră, El inițiază și închinarea noastră. Chemarea aceasta la închinare este de fapt o chemare de a ne uni cu ceea ce fac creaturile acestea cerești, binecuvântate, care n-au căzut în păcat de când au fost create de Dumnezeu și până în momentul acesta. Ce fac astea? Laudă și dau glorie lui Dumnezeu. De ce fac lucrul ăsta când noi nu-l facem? Ele îl fac pentru că văd tot timpul gloria lui Dumnezeu. Și ce facem noi este să ne unim. Să ne unim cu toți aceia care sunt ai Domnului. Da? Fie că sunt oameni, fie că sunt ființe îngerești. Cred că mulți oameni, mulți slujitori, multe adunări desacralizează închinarea prin faptul că ei nu înțeleg la ce ne cheamă Dumnezeu. Mâine avem o sărbătoare și cenaclul religios. Sau e concert, sau e ghiveci. Și nu înțeleg, la ce va chema Dumnezeu? Voi ați înțeles la ce va chema Dumnezeu? Voi ați înțeles la ce a vrut Dumnezeu să faceți acolo? Poate arată super ce-au făcut ei din punct de vedere estetic, profesionist și așa mai departe. Dar nu le-a cerut Dumnezeu lucrul acela. Dumnezeu ne cheamă, da? Închinarea n-are de face
Aici e o altă întrebare. Frate, n-am simțit să... Nu simt să mă rog. Acum nu simt să particip la cina Domnului. Dumnezeu nu te-a întrebat dacă simți. Dumnezeu ți-a poruncit. Eu am fost jefuit o mare parte, o perioadă destul de lungă în viața mea de gândul ăsta prostesc și diabolic. Dacă nu simt, nu fac. Dumnezeu nu ți-a spus, fă când simți. S-a spus să faci, s-a poruncit să faci. Nu te-a întrebat dacă simți. Și ai să vezi că după ce faci, o și să simți. Și că Dumnezeu lucrează asupra sentimentelor tale. Și mulți funcționează exact pe lucrul ăsta. Vine la noi la biserică pentru că am pregătit ceva care te va face să simți de la primele 5 minute. Dumnezeu nu asta a spus. Ascultați. Vă poruncesc să veniți, să vă închinați înaintea lui Dumnezeu. De ce facem chemări la închinare biblice? Facem chemări la închinare biblice pentru că credem că cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun mod de a chema pe cineva la închinare. Este o chemare inspirată de Duhul Sfânt. Este o chemare inspirată de Duhul Sfânt. Ai o carte în Sfânta Scriptură și nu doar o carte, multe locuri în Biblie în care sunt chemări la închinare. Te poți inspira de acolo. În al doilea rând, ce facem noi? Al doilea lucru pe care îl facem după chemarea la închinare, chemarea la închinare nu durează atât cât am explicat-o eu, da? Chemarea la închinare durează câteva zeci de secunde, da? Sau câteva secunde. Se citește un pasaj din Sfânta Scriptură. După chemarea la închinare este o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Noi începem adorându-L pe Dumnezeu. De ce? Așa începe Biblia. Un Dumnezeu creator, puternic, extraordinar, care creează pe tot ce pune mâna. Când vorbește El, când vorbește Dumnezeu, totul se face numai bine. Și după aceea, la urmă, se trage concluzia, toate erau foarte bune. Ăsta este Dumnezeul nostru. Ne uităm la acest Dumnezeu și începem închinarea, că El ne-a chemat să-L lăudăm. El nu ne-a chemat să ne tânguim. Doamne, suntem slabi, suntem pierduți, milă, dă-ne, fă. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Să o dăm pe balcanisme. El ne-a chemat să ne închinăm, să venim cu bucurie înaintea Domnului. Asta ne-a chemat Dumnezeu, nu ne-a chemat să ne tânguim. Și este interesant, în momentul în care vii cu adorare, când tu vii cu adorare, nu faci decât să asculți de porunca lui Dumnezeu. Nu de sugestia, de porunca. El ți-a cerut să vii să te închini și să-L auzi, tu ce faci? Începi să te plângi. Asta fratele prezbite să mai supără câteodată, e deranjat, din cauza că oamenii nu au înțeles ce a zis Dumnezeu. Nu a zis fratele Sorin chemarea la închinare. Dumnezeu a zis, lăudați-L! Doamne, ce am făcut? Lăudați-L, a spus. Nu a spus să-i spui ce ai făcut tu, ți-a spus să-L auzi acum. Adoră-L pe Dumnezeu, contemplă-L pe Dumnezeu, asta ți s-a cerut. Și este deranjant, nu pentru noi oamenii care te ascultăm, ci este deranjant pentru că Dumnezeu este ofensat. El te-a chemat să te închini. Vine și momentul în care să te tângui, dar acum te-a chemat să te închini. Să vezi frumusețea lui Dumnezeu, să-L adori pe Dumnezeu, da? Efectul adorării este foarte, foarte important. Tu vii încărcat din toată săptămâna. Cu tot felul de lucruri. În momentul în care îl adori pe Dumnezeu și îl contempli pe Dumnezeu, puterea lui, măreția lui, ai să-ți dai seama, eu de ce m-am îngrijorat toată săptămâna de porcăriile astea? Și vreau și să le spun în fața fraților. Era absurd. Astea sunt nimica. Astea sunt chiar nimica. Uite ce Dumnezeu mare avem. Și toată tânguia balcanică a dispărut de acolo. Vii serios înaintea lui Dumnezeu și prezinți nevoi adevărate, da? Nu sclifoseri, nu lucruri pe care le simți tu, n-ai dormit bine noaptea și ți se pare că ai nu știu ce atacuri demonice sau ai mâncat prea târziu seara și așa mai departe, da? Ți se reglementează perspectiva în închinare, da? Este o cântare de laudă. După cântarea de laudă, este rugăciune de adorare și laudă. Astea sunt două moduri în care noi răspundem lui Dumnezeu. El zice, veniți, închinați-vă, lăudați-L, mulțumiți-I. Noi vedem, îi cântăm și ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu. Același pasaj din Coloseni. Zice, cuvântul să locuiască din belșug în voi, învățați-vă și sfățuiți-vă cu cântări și imediat după aceea spune, mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dar de unde ați luat structura aia? Din Coloseni 3, auzi, de cartea Coloseni. Exact de acolo am luat-o. Cuvântul locuiește din belșug în voi, s-a făcut proclamarea cuvântului, cântăm, că ăsta e următorul element care îl menționează acolo și următorul element pe care îl menționează e rugăciunea. Asta facem și noi. Dar de ce să facem așa și nu altfel? Facem așa pentru că așa spune Coloseni. Răspundem lui Dumnezeu, da? Nu doar prin cântare, ci și prin rugăciune. Care e raționalitatea rugăciunii? De ce ne rugăm? Ăsta e singurul mod în care poți comunica cu Dumnezeu. Da? Direct. Ăsta este modul în care comunici prin cântare cu Dumnezeu. Ăsta este modul în care Dumnezeu ne-a învățat în Sfânta Scriptură să comunicăm cu El, da? De ce îi mulțumești lui Dumnezeu la început? Păi uite ăla că în jurul tău, dacă ești aici și nu ești cu perfuzii în nas, da? Și nu ești hrănit cu tuburi, ai motive să-i mulțumești lui Dumnezeu. Nu doar asta. Ai motive să-i mulțumești pentru lucrarea mântuirii, ai motive să-i mulțumești că deși ești un stricat în continuare și ai rămășițe ale păcatului în viața ta, Dumnezeu te ține creștin, mântuit. Ai
suficient de multe motive să-i mulțumești lui Dumnezeu. De asta îi mulțumesc. E logic să-i mulțumești lui Dumnezeu și nu doar este logic, este o poruncă. Măi, dacă Dumnezeu mi-a poruncit să-i mulțumesc, trebuie să fie niște motive. Eu nu văd că mă simt așa întunecat, că săptămâna a fost nu știu cum. Nu trebuie să fie. Nu se poate. El mi-a poruncit, dacă mi-a poruncit, nu mi-a cerut Dumnezeu să fac un lucru absurd. Fii sigur de lucrul ăsta. Fii foarte sigur de lucrul ăsta. Aș face aici întreagă o diferență. Există o diferență între laudă sau adorare și mulțumire. Uneori nu înțelegem lucrul acesta. Diferența este următoarea. Când îl ador pe Dumnezeu, eu pur și simplu contemplu ființa lui Dumnezeu. Sunt îndrăgostit de frumusețea caracterului lui Dumnezeu, a atributelor lui Dumnezeu. Când îi mulțumesc, eu recunosc ceva ce Dumnezeu nu este, ci ceva ce Dumnezeu a făcut pentru mine. Și trebuie să îmbinăm lucrurile acestea. Că la un moment dat s-ar putea să mulțumești ca la Moș Crăciun. Că ți-o făcut, că ți-o făcut, că ți-o făcut. Dar ție nu-ți place de el. Ție îți place sacul lui. Da? Și diferența este importantă, să știți. Oamenii care iubesc numai darurile lui Dumnezeu sunt niște păgâni. Să fie foarte clar. S-au dus, s-au închinat unui zeu, zice, am făcut ritualul, sper că mă binecuvântez săptămâna asta. Asta nu e cu nimic diferit de Evanghelia Prosperității. Evanghelia Prosperității nu este la carismatici. Evanghelia Prosperității este la baptiști și la pentecostali și la creștini pe Evanghelie. La neocatolicii de astăzi. Ei sunt neocatolicii de astăzi. Ei se duc la Dumnezeu, numai îi mulțumesc pentru ce face Dumnezeu. Dacă nu mai face Dumnezeu și o da Dumnezeu cu boală la mine sau da cu mine de pământ, nu mai am motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că-s trist și supărat. Că de asta mă închin, ca el să-mi dea. Tu n-ai văzut frumusețea lui Dumnezeu, prietene? Tu n-ai văzut chipul Domnului Iisus Hristos? Tu nu ești îndrăgostit de Dumnezeu. Tu ai problemă fundamentală a vieții tale. Da? A nașterii tale, nu, a întâlnirii tale cu Dumnezeu. După prima, avem chemarea la închinare, cântarea, rugăciunea, avem apoi citirea cuvântului lui Dumnezeu. Noi citim public cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu predic, eu sunt în predicare expozitivă pe cartea Evrei, fratele care este, conduce închinarea, citește tot capitolul. Eu nu vreau să învăț adunarea că poate să ciupească versete din Biblie și care versete preferate. Nici care versete subliniate cu roșu. Eu vreau să învăț adunarea că tot capitolul e important. Nu doar ce o să predic eu atunci. Tot este important. Tot, absolut tot de acolo, da? Să vadă contextul. Eu nu vreau în fiecare duminică, gândiți-vă, după 40 de ani în care cineva a fost învățat în fiecare duminică să scoată versete din context, învață pe la hermeneutică banală. Dom'le, trebuie să interpretezi versetul ăsta în context. Nu că așa spune în textul ăla. După ce o viață întreagă cineva a făcut sărituri din asta așa prin Biblie și o cupla cum a vrut el versetele, o ciupi versetele preferate și le-a adunat și le-a făcut așa, învață-l tu după aceea că el trebuie să interpreteze în context. Nu, cel mai bun mod de a-l învăța să interpreteze în context este să citești Biblia în context. Pavel a scris în context. El a scris o întreagă epistolă. Dar citiți capitolul 3 cu versetul 16. Ioan 3 cu 16, ăsta e versetul de aur. Restul nimeni nu prea contează. Domnule, a prins esența. Nu spune așa Sfânta Scriptură. Dar nicăieri nu vezi practic asta. De asta citim public cuvântul lui Dumnezeu. Vedem în Scriptură oameni care au citit public cuvântul. Este normal să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că este aspectul central al slujbei. Este important pentru necredincioșii care sunt în adunare. Poate niciodată nu citesc cuvântul. Și ei aud atunci pe Dumnezeu vorbindu-le lor în mod direct. Practica asta este peste tot în Biblie. Vă arăt practica în Israel de la Moise până după întoarcerea în exil. Deci au plecat în exil, s-au întors din exil, au ținut aceeași practică. Dumnezeu le-a poruncit să citească cuvântul. De exemplu, Exod 24:3. Moise a venit și a spus poporului toate cuvinte Domnului și toate legile. Și tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Sunt liturghii, slujbe reformate în care adunarea la urmă, după benedicție, răspund așa. Vom face tot ce a spus Domnul. Și ar trebui să facem lucrul ăsta. După citirea cuvântului, biserica să spună, să vedem care nu vrea să facă ce a spus Domnul. Începe procesul de disciplinare. Direct să știm, nu mi-a plăcut ce ai spus. Bun, vrem să știm că ție nu ți-a plăcut ce a spus Domnul în dimineața asta, ca să discutăm cu tine. Poporul răspunde după citirea tuturor cuvintelor lui Dumnezeu. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Pare să fie un obicei ăsta în poporul Israel. Dumnezeu aștepta, Dumnezeu nu aștepta ca ei să zică, bună predică, Moise, te știi, erai cam bâlbâit de când te-am cunoscut noi. Bă, ai învățat ceva în timpul ăsta? Da, da, ne place așa, da, așa, da. Nu ăsta era scopul. Scopul era ca poporul să spună, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, noi vom asculta de ce a spus Dumnezeu. 2 Împărați 23:2. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul de la cel mai mic. Dar ce pot să înțeleagă ei amici? Nu-i treaba ta, Dumnezeu i-a chemat acolo. Până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. După exil. Neemia 8:3.
Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază. Aia da, dar încă nu predicase. În fața bărbaților și femeilor și fața celor ce erau în stare să înțeleagă, tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Neemia 8:18. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până la cea din urmă. Un fel de conferință. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua 8-a, cum este poruncit. Neemia 9:3. După ce au stat jos, au citit în cartea legii Domnului, Dumnezeului lor, a patra parte din zi și alta a patra parte din zi și au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Când și-au mărturisit păcatele? După citirea legii Domnului. Așa avem și noi mărturisirea păcatelor. De unde ați luat lucrul ăsta? Din Biblie. Ieremia 36:10. Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor în casa Domnului. În casa Domnului. Ia să vedem practica respectată de Domnul Iisus și de apostoli. Luca 4:16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, Iisus în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat ca să citească. Nu știi că s-a sculat să predice. S-a sculat să citească și să dea cartea prorocului Isaia. Fapte 13:15. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Ce credeți? Au avut? Exact pe textul care l-a citit ei. Fapte 13:27. Căci locuitorii din Ierusalim și mai mari lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Fapte 15:20. Să li se scrie doar să se ferească de pângările idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Practica prezent în biserică. 2-3 versete. Coloseni 4. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care va veni din Laodiceea. 1 Tesaloniceni 5:27. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Citire, da? Să face citirea cuvântului lui Dumnezeu. Al cincilea aspect al liturghiei este rugăciunea de mărturisire a păcatelor. Adică, care e rostul? De ce e acum mărturisirea păcatelor? Păi am început cu adorare, da? Înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când vezi slava, gloria și frumusețea lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Încep să dansezi o leacă, nu? Să te miști o leacă. Nu mai poți sta, zici, ce Dumnezeu mare avem. Ca Isaia 6:1-5. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantelui umpleau templul. Gloria lui Dumnezeu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduia ușorii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, că a văzut gloria lui Dumnezeu, că l-au contemplat pe Dumnezeu: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și de ce a avut sentimentul acesta, copleșirea aceasta? Am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Noul Testament, 1 Ioan 1:5-7. E super pasajul. Vestea pe care am auzit-o, de aia pe care vă propovăduim, începe cuvântul proclamat, vă propovăduim, Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Vedem caracterul lui Dumnezeu. Care e următorul verset? Ia auziți. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Următorul lucru pe ce-i prezentat Dumnezeu în Ioan, îi prezentat omul. Tu ești păcătos. Dumnezeu e lumină, tu ești păcătos. Următorul verset care este? Ia auziți ce spune. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină și avem părtășie cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zice că n-avem păcat, mințim, da? Și apoi spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Care e următorul punct? Capitolul 2, care începe cu Iisus Hristos, dacă am păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor, care este de jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și ale întregii lumi. Care e ordinea? Ordinea e caracterul lui Dumnezeu, păcătoșenia noastră, Dumnezeu este Sfânt, noi suntem păcătoși, ce trebuie să fac? Să mărturisesc păcatele. Și asta e versetul următor, dacă ne mărturisim păcatele. Nu există, domnule, nicio ordine în Biblie. Serios? Nu există nicio ordine în Biblie? Este o ordine chiar logică în Biblie și sunt pasaje în Biblie care arată această ordine. Și asta facem în adunare. Dumnezeu spune, nelegiurile voastre
put un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Vedem atâtea cazuri de oameni în Biblie în care și-au mărturisit păcatele în numele poporului, Nemia, Daniel, cazuri în care toată adunarea și-a mărturisit păcatele. Când o adunare refuză să-și mărturisească păcatele, își neagă păcatele. Când tu fii la adunare după o săptămână, ca congregație, ca și trupa Domnului Iisus și omiți să spui ceva despre starea ta din săptămâna respectivă, tu nești păcatul înaintea lui Dumnezeu. Tu spui că nu am păcat. Dumnezeu spune, dacă ne mărturisim, trebuie să faci lucrurile astea. Și scrie unei biserici, este la plural acolo, da? Este la plural acolo. Care e al șaselea punct? Al șaselea punct este ce spune Ioan. Propovăduirea este aceasta. Dumnezeu e lumină, noi suntem păcătoși, ne-am mărturisit păcatele, dar pentru noi este următorul punct, afirmarea iertării păcatelor. Frații și-au plâns păcatul, s-au pocăit de păcate în adunare, noi afirmăm iertarea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de păcate și să ne curățe de orice nelegiuire. Ăsta este modul de a umbla în lumină, cum poruncește 1 Ioan. Modul de a umbla în lumină nu este să nești că ai făcut vreun păcat. Spune, minți dacă nești că ai făcut vreun păcat. Dar tot Ioan îți spune în același pasaj, El este lumină, dacă noi umblăm în întuneric, nu suntem al Lui. Păi la ce se referă? Păi umblarea în întuneric înseamnă să faci păcat, să-și nești păcatul sau să nu-ți mărturisești păcatul. Pentru că același Ioan, în același capitol, spune, Doamne, Tu trebuie să trăiești în lumină. Dar un mod de a trăi în lumină nu este că ești perfect. Un mod de a trăi în lumină este că atunci când ai păcătuit, între tine și necredincios este o diferență fundamentală. Tu îți mărturisești păcatele și o faci pentru că ai la Tatăl un mijlocitor. Iar noi proclamăm după mărturisirea păcatelor că avem la Tatăl un mijlocitor. Și urmează al șaptelea punct, care este o altă cântare. Avem rugăciune de laudă, cântare de laudă, rugăciune de laudă. Avem citirea cuvântului, avem rugăciune de mărturisire a păcatelor și o cântare de laudă. O cântare care trebuie să fie focalizată pe lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Să fie în ton cu ce ai spus, da? Să urmeze ordinea aceasta liturgică. Și după aceea nu urmează solourile, ci urmează rugăciunea prezbiterului sau rugăciunea pastorală, în care prezbiterul sau cel care predică în dimineața aceea cuvântul lui Dumnezeu aduce nevoile congregației pe care le cunoaște, că de asta e conducător, de asta e prezbiter în adunare, de asta e supraveghetor în adunare, ca să știe cu ce să confrunte adunarea, am început să povestească pe frații în rugăciunea lui, da? El știe nevoile adunării, trupului Domnului Iisus Hristos, aduce nevoile adunării în închinare, cheamă iluminarea Duhului Sfânt peste predicator și peste audiență, da? Ca Duhul Sfânt să deschidă, să-și ia mâna, spunea Brian Chappell în cartea lui, să-și ia mâna de pe cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem frumusețea lui Dumnezeu, că altfel ne uităm ca niște orbi, ca niște netoți. Ne uităm la Biblie și nu înțelegem nimic din ea, citim ca din Coran, o carte la fel de lipsită de viață pentru noi va fi. John Owen spunea că dacă nu ai lucrarea Duhului Sfânt în predicarea cuvântului și în ascultare, ar fi la fel dacă ai arde Sfânta Scriptură. La fel ar fi. Pentru că nu are niciun sens pentru tine. Absolut niciun sens. Dacă Duhul Sfânt nu te iluminează în citirea și în predicarea cuvântului Dumnezeu. Da? Rugăciunea pastorală conține o înglobare a nevoilor adunării, o sumarizare a motivelor de rugăciune care s-au adus, o dresare înaintea lui Dumnezeu și o implorare a intervenției supranaturale a lui Dumnezeu în predicarea cuvântului. Noi nu credem că predicarea expozitivă înlocuiește lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Nici vorba de așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Ba înainte să citim cuvântul, implorăm lucrarea supranaturală, suverană a Duhului Sfânt în adunare. Îl rugăm pe Dumnezeu să nu fie 50 de minute, o oră, ca atâta predică fratele. Pierdut aici, să stăm să nu înțelegem nimic din ce se spune acolo. Îl implorăm pe Dumnezeu, că e mult. Da? O oră, e mult. Foarte mult. Și apoi urmează, dar ce faceți, domnule? Ați cântat, v-ați rugat odată, ați cântat, v-ați rugat odată, ați cântat, ați citit textul. Ce urmează după rugăciunea pastorală sau a prezbiterului? Multă predicare a cuvântului lui Dumnezeu. Asta se întâmplă la noi. Multă predicare a cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta este punctul 9. Biserica este obișnuită. N-am ajuns chiar la punctul acela, perioada după exil, în care se citea de dimineață până la amiază și după aceea se tălmăcea cuvântul lui Dumnezeu. Dar încet, încet ne formăm și tindem spre acolo. Și apoi, după predicarea cuvântului, este o rugăciune de încheiere, în care un frate din adunare, în mod specific, acum aflați cei care nu știți, trebuie să mulțumească lui Dumnezeu că ne-a dat revelația lui, că ni s-a descoperit și Dumnezeu ne confruntă păcatele, Dumnezeu ne îndrumă, ne încurajează, ne călăuzește și mă rog, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a descoperit și trebuie să fie o rugăciune de devoțiune față de Dumnezeu, da?
Doamne, vrem să facem ce ai poruncit tu cuvântul tău. Da? Cer puterea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu ca să împlinești lucrurile acestea. Voi încheia în această dimineață cu acest subiect foarte important, rolul muzicii în biserică. Da? Care este rolul muzicii în biserică? Cum vedem noi din cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta? Da? În primul rând, să ne uităm la prioritate. Sunt vreo 3-4 texte în Biblie care vorbesc despre muzică. Despre cântare. Dacă ar fi să le puneți așa de... Faceți testul ăsta. Sunt adunări în țara asta și nu vreau să dau nume pentru că mie îmi place să fac lucrul ăsta și îl fac deseori, dar acum nu o să o fac. Dar sunt adunări în țara asta care dacă n-ar avea muzica pe care o au, nu 20%, 80% din adunare ar pleca. Ar pleca, pe ei nu interesează ce predică ăla acolo. Pe ei interesează că hai, când se începe. Când începe muzica. Ăsta e criteriul. Ăsta e criteriul. Nicăieri Biblia nu spune, uită-te la ce muzică se cântă acolo. Și dacă n-au muzică contemporană, dacă n-au muzică pe care să o simți, care să te facă să trăiești, Domnule, care să te facă să te sui pe valul închinării și să mergi până la final pe el, nu te du acolo. Pierzi vremea. Nu. În schimb, ai sute de versete în Biblie care îți arată prioritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și când se vorbește despre cântare, tot prioritatea cuvântului ți se arată. Pentru mulți oameni, muzica înseamnă următorul lucru, cântarea. De asta cântă și muzică fără free worship. Lălăiești ceva acolo. Free worship, Duhul Sfânt e peste tine și lălăi ceva. Nu contează ce lălăi. Da? Te pregătești, spune, să ne pregătim pentru închinare. Dom'le, mie Dumnezeu mi-a dat un decret să mă închin. Eu încep să mă închin lui Dumnezeu, chiar dacă de obicei mă trezesc la 7 sau la cât mă trezi, practic mă trezesc la 10. Așa funcționează metabolismul meu. Eu încep să mă închin. De ce? Ăsta e decretul. Nu aștept să simt nimic, să coboare ceva peste mine. Ascult de porunca lui Dumnezeu. Și intru în închinare, că așa mi-a poruncit Dumnezeu. Și mă focalizez asupra persoanei lui Dumnezeu. Da? Prioritatea în biserică este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este marele faliment. Eu nici n-aș mai discuta că e muzică contemporană, că cu câte instrumente. Nu, domne, voi aveți o problemă de viziune a bisericii. Voi aveți o problemă în esența bisericii voastre. Eu mă întreb dacă biserica asta este biserică. Voi invitați la oameni pe criteriu muzical. Voi invitați pe oameni pe criteriu muzical. Nu spuneți că nu ăsta e criteriu, că ăsta este. Opriți pentru o lună de zile și vă spune, vrem să ne dedicăm numai cuvântului Dumnezeu, vom cânta numai congregațional. Și să vezi ce se întâmplă. Practic. Adică să aplici Biblia o lună de zile, atât. Da? O lună de zile. 2. Referitor la muzică, închinarea este congregațională. Citește Coloseni 3 cu 15 la 16, care este o poruncă dată bisericii. Bisericii. Urăsc tot ce nu este congregațional. Tot. Într-o discuție cu niște frați slujitori, discutam despre formații, despre bandul nu știu care. Acum band, așa se spune, nu știu de ce. Band, nu? Band. Dar în românește, că el scrie în românește. Bandul cu tare. Vine bandul cu tare. Vine trupa cu tare. Vine nu știu cine vine. Da? Discutam despre toate formațiunile astea muzicale și rolul lor în biserică. Și am încercat să demonstrez din cuvântul lui Dumnezeu că principiul fundamental pentru închinare este congregația. Și unul dintre slujitori așa oripilat de principiu că toți trebuie să laude pe Domnul, oripilat de principiu că toți ar trebui să laude pe Domnul, da? Păi asta înseamnă să desființăm orice formație. Iar răspunsul meu a fost desființați-le. Tată, desființați-le. Care e problema? De ce să stau eu să ascult, te ascult pe tine? Eu vreau să ascult tot trupul Domnului Iisus cum laudă pe Dumnezeu. Și nu că vreau asta, asta vrea Dumnezeu. Asta arată cel mai bine natura bisericii. Că suntem un trup care împreună ne închinăm lui Dumnezeu. Pacea lui Hristos, interesant. În Coloseni se leagă unitatea trupului lui Hristos de cuvânt, de cântare, de rugăciune. Ia auziți. Pacea lui Hristos la care ați fost chemat să alcătuiți un singur trup. Să stăpânească, să domnească peste inimile voastre. Și după aia vorbește despre cântare. De asta e dezaxarea asta, descentralizarea asta. De asta fiecare vrea și el să slujească, vrea să vină el cu talentul lui. Vrea să se arate pe el. Pentru că nu ne stăpânește pacea lui Hristos care ne onește, care ne strânge pe toți la oaltă. Nu este lucrul ăsta. Și pentru că nu este, se vede rezultatul. Suntem despărțiți. Fiecare pe ideea lui, pe cântarea lui, pe ce vrea să facă el. Asta se poruncește în Noul Testament, ăsta a fost modelul evreiesc. Deci ăsta a fost modelul evreiesc și ăsta este modelul ceresc. Vă spun, dacă aș avea ăsta singur argument pentru închinarea congregațională, pentru mine este suficient. Luați cartea Apocalipsa,
unde din când în când Dumnezeu ne ia pe toți și ne dă cortina la o parte și mi bagă cu capul în cer. Nu știm cum o să fie. Biblia nu ne spune prea multe lucruri. Mă, știi ce e interesant? Ne spune despre închinare cum e. Și foarte relevant pentru noi. Și vă rog să urmăriți cu mine câteva pasaje rapid, care cred eu că ar trebui să lămurească așa, scurt pe doi problema. Apocalipsa 4:18. Sunt niște făpturi acolo, mai ciudate, ce-i drept. Și spune așa versetul. Fiecare din aceste patru făpturi avea câte 6 aripi și erau pline de ochi de împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, ziceau, fără încetare, un refren, același refren. Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine. Deci nu făcea nicio făptură solo. Da? Deci n-ai să găsești în toată Apocalipsa vreun solo, nimic. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie care este viu în vece vecilor, cei 24 de bătrâni căiau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vece vecilor. Își aruncau cununele înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea, puterea. Căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Din voia ta stau în ființă și au fost făcute, chiar cântau despre predestinare oamenii ăștia, da? Și despre vrednicia lui Dumnezeu. Toți, nu făcea solo niciun bătrân. Niciunul dintre ei, da? Uitați-vă de exemplu la Apocalipsa 7, de la versetul Apocalipsa 7, de la versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Și Dumnezeu a făcut o chemare. Dacă este cineva în sală care vrea să slujească în după amiaza asta, nu. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și ăștia n-au început să se certe. Noi vrem după cultura noastră să cânte acum o cântare. Că noi toată viața noastră asta am cântat. Noi suntem din neamul cu tare, din nația cu tare. Nu. Toți strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin! Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin! Și unul din bătrâni întreabă despre mulțimea asta de unde vine și se spune, ea vine din necazurile ce mare, de pe toată suprafața pământului. Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15. Îngerul la șaptele a sunat din trâmbețe și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis să-ți mulțumim. Deci nu făcea iară niciunul solo. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii. Că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe morți și pe cei vii, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei care suntem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care era în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și Apocalipsa 19, ultimul pasaj din Apocalipsa, Apocalipsa 19, versetul 1. După aceea, am auzit un cer, un glas puternic de gloată multă care zicea la unison congregațional, aleluia ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Ce ziceți de cântarea asta? Și a doua oară, aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat de data asta împreună și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis, amin, aleluia! Și scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea o poruncă de cred de la Dumnezeu. Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit un glas, răspunsul congregației, un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Închinarea congregațională este o închinare a cerului. Și eu cred că, într-un fel,
Duhul Sfânt este trist când biserica pervertește închinarea. Când ciuntește închinarea. Când distruge, distociază închinarea. Total diferit de ce vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Total diferit de ce vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă în Luca. Deodată împreună cu îngerul s-au unit o mulțime de oaste cerească exact același lucru. Lăudau pe Dumnezeu și ziceau slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Același tip congregațional, același lucru. Isaia capitolul 6, același lucru congregațional. Asta este închinarea plăcută lui Dumnezeu. Asta nu este un moft al adunării noastre, nu este o tradiție a adunării noastre, este un lucru pe care îl vedem poruncit, arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Eu în Biblie n-am găsit niciodată pe un om care are darul cântării. Cel care are darul cântării să facă un solo în adunare. Nu spune Biblia asta. Dacă ai un talent și tu poți să cânți mai bine decât noi, e mai proeminent darul tău, ajută-ne pe noi să sune cântarea noastră frumos înaintea lui Dumnezeu. Nu te separa de noi. Nu ne arăta nouă că tu știi să cânți mai bine decât noi, că nu ne interesează lucrul ăsta. Vrem să fim ajutați de tine în aspectul acesta. Vrem să fim ajutați de tine în aspectul acesta. Este arătat foarte clar scopul cântării. Scopul cântării zice foarte clar. Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, o învățătură, o descoperire, o vorbire în altă limbă, care au încetat, da? Altă o tălmăcire, este doar tălmăcirea cuvântului acum, toate să se facă spre zidire sufletească. Ăsta este scopul. Conținutul închinării s-a spus suficient de clar, lucrul acesta trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Un motiv pentru care solurile n-au sens este pentru că avem cântări pe care să le cântăm. Noi avem sute de cântări. De ce ai vrea să vii tu cu o cântare eretică acum și să ne arăți nouă tuturor ce cântare ai găsit tu pe undeva? Noi avem sute de cântări pe care le știm deja, care ne și plac, și după cuvântul lui Dumnezeu, care sunt testate istoric. De ce vrei să inventezi tu roata acum? Frate, vreau să văd o cântare. Dă să văd ce cântare. Hai frate, dar ce vrei să spun? Vreau să spun că există un potențial eretic în tine nemăsurat. Asta vreau să spun și am vrea să știm ce vrei tu să cânți. Păi uite, aș vrea să cânt cântarea asta. Bun, o vom cânta împreună. Mulțumim pentru sugestie, a fost o sugestie bună din partea ta. Da? De asta, cărțile de cântări dintr-un anumit punct de vedere sunt bune. Sunt bune pentru că nu există nicio surpriză. Da? Sunt oameni care, eu nu am citit până la ora actuală, este opinia mea personală, nu o luați ca o parte a convingerii acestei adunări sau a convingerii fratelui păstor. Opinia mea este că la ora actuală nu se scrie ce s-a scris în ultimii 50 de ani de către fratele Nicolae Moldoveanu sau alți frați ca și el. Nu s-a scris așa ceva. Vreau să văd cântări, nu în lume, nu mă refer în lume. În România nu văd oameni atât de capabili care au scris să zică, mă, trebuie înlocuite cărțile de cântări. Cântările voastre nu sunt bune. Sunt vechite, n-au conținut, sunt așa rece, sece, ăștia n-au avut nici stil, n-au avut dar poetic. Nu. Deci departe de așa ceva. Este opinia mea personală, nu face parte din convingerea adunării, nu știu dacă face parte, nu am întrebat. Da? În final, închei cu câteva teste. Eu aș propune testele astea, câteva teste, întreacă-t. Une este reverența din închinare astăzi? Une este astăzi reverența din închinare? Dacă vă uitați în Evrei, la final, unde vorbește despre toate binecuvântările care le avem, o împărăție pe care am primit-o și care nu se poate clinti, știți ce spune? Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Cum? Ia auziți! Cu evlavie și cu frică. Și asta îi spune bisericii. Închinați-vă cu evlavie și cu frică, cu reverență, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mistuitor. Teme-te Uza! Teme-te Uza în adunare! Că Dumnezeu o să te trăsnească. Teme-te Uza! Asta îi spune bisericii. Cu închinare plăcută, cum îi place lui Dumnezeu, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Asta o spune bisericilor contemporane. Bisericilor tradiționale le-a spune că Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm cu, zice, cântați de bucurie. Nu zice cântați ca să vă hipnotizați și să ajunge la bucurie. Cuvântul te-a adus deja la bucurie. Dumnezeu te-a îmbucurat deja. Dumnezeu te-a înveselit deja și cânți de bucurie. Nu ca să te bucuri după aceea. Da? Nu? Să cântăm până intrăm pe val. Nu? Noi suntem pe val deja. Dumnezeu nostru ne-a dus pe val fără cântare. Da? E un singur val, da? Nu noi credem toate valurile alea. Noi suntem deja câștigați de Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a revelat deja. Unde este bucuria în bisericile tradiționale? Este o întrebare importantă. Dumnezeu spune să cântăm de bucurie. Unde este cuvântul din cântări? Uitați-vă la multe cântări. În special în perioada Crăciunului, am avut discuții și bătălii și telefoane și mesaje și înjurături de toate cele trimise, că le stric sărbătoarea. Că am pus sub semnul întrebării anumite versuri din anumite colinzi.
anumite cântări. Nu e după Biblie, dar noi asta o cântăm de nu știu când. Faptul că o erezie veche înseamnă că trebuie păstrată, care e logica din argumentul ăsta? Există foarte puțin cuvânt în multe cântări. Ar elimina foarte mult din repertoriul multor adunări. Dacă ai pune testul ăsta, cuvântul să locuiască din belșug. Păi n-a repetat cuvântul sfânt de 100 de ori, timp de 7 minute. L-ați repetat, numai nu este o practică biblică asta. Nu zic că nu l-ați repetat. Nu este substanță acolo. Nu este cuvântul din belșug acolo. El spune, cuvântul să locuiască din belșug, învățați-vă și sfătuiți-vă prin cântări. Da? Unde este foarte întrebare importantă? Mintea din închinare. Mintea din închinare. Eu dacă mă duc la un concert de al lui Shakira și după aceea mă duc în unele adunări neocatolice, evanghelice, am aceleași sentiment. Îmi vine să ridic mâinile. Chiar dacă nu înțeleg o boabă din ce spune ea acolo și nici nu mă interesează. Vezi că începe să lucrezi așa în tine. Aia este o închinare hormonală, fiziologică, nu are nicio treabă. Simt prezența lui Dumnezeu, nu simți nimic, ca prietene. Du-te și ascultă orice fel de muzică de genul acela, cu orice fel de versuri. Spune vorbe de porcării și ai să vezi că ai aceleași sentimente. Aia nu are nicio treabă, e o muzică hormonală. Am simțit pe Domnul, pe Domnul hormon, nu pe Dumnezeu l-ai simțit. Dar asta este testat de oameni de știință, lucrul ăsta e demonstrat. Pui același tip de muzică, are aceleași efecte. Noi ne-am închinat lui Dumnezeu să nu vorbești împotriva Duhului Sfânt. Nu-L asocia pe Duhul Sfânt cu așa ceva, nici Satana nu s-ar asocia cu așa ceva. Până ăștia singuri își provoacă lor stări. Nici nu trebuie să fac nimic pentru ei, că ei cred că sunt în închinare. Nici n-am plictisit, nu am ce face. Dar unde este mintea în închinare? Ce spune Pavel? Ne vom închina cu Duhul, cu Duhul nu înseamnă că ne vom închina stând în transă și din când în când ne chinuim să avungem să și gândim ce spunem. Nu la asta se referă Pavel, da? Eu mă închin în Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt mă conduce în adevăr, iar Duhul Sfânt mă face să gândesc lucrurile pe care le spun. Frate Criste, să fii la urmă să mă apere aici, bine? Unde este demonstrată unitatea trupului lui Hristos? Prin fracturarea închinării, da? Și unde este echilibru componentelor din închinare? Unde este echilibrul componentelor din închinare? Îs întrebări, sunt mai multe întrebări care se pot pune. Am vrut pe scurt să vă arăt cum se aplică principiul regulativ în închinare, de unde extragem noi din Sfânta Scriptură tipul acesta de slujbă, tipul acesta de liturghie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă nu sunteți de acord cu mine, mai studiați Sfânta Scriptură, mai devreme sau mai târziu veți ajunge la concluzia asta. Da? Oameni care vin din diverse denominații, pe diverse filiere istorice, când s-au pus să studieze cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns la aceleași concluzii. Ia mișcarea tudoristă, ia mișcarea reformată, e foarte ciudat, multe biserici carismatice acum au scos toate trupele, toate formațiile, tot. Sunt câțiva în față care duc biserica în închinare. Foarte interesant lucrul ăsta. Se întorc la tipul acesta pentru că îți dau seama că nu funcționează lucrurile alea. Nu funcționează închinarea aia fracturată, nu are logică, nu duce nicăieri închinarea aceea. Și ei care sunt cu Duhul și așa mai departe, câte ore de pregătire mai dinainte. Păi dacă e Duhul și live așa, de ce vă pregătiți câteva ore? Și fac să fie o ordine închinarea lor. Dar mulți se întorc la principiile acestea care sunt niște principii biblice din foarte multe direcții denominaționale sau culturale. Da? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Amin.